Platon, filozoful modern al Antichității. Platon a fost un filozof al Greciei Antice și fondatorul Academiei din Atena. Este considerat figura pivotantă pentru dezvoltarea filozofiei, în special a tradiției occidentale. Spre deosebire de ceilalți filozofi contemporani ai săi, întreaga operă a lui Platon se presupune că a supraviețuit intactă pentru mai bine de 2500 de ani. Platon și-a promovat ideile proprii, cum ar fi că bunătatea este înțelepciune și nimeni nu face rău cu bunăvoință. Alături de profesorul său Socrate și de cel mai cunoscut student al său Aristotel, Platon a pus bazele filozofiei occidentale și științei. Caracterizarea în general cea mai sigură a tradiției filozofice europene este că ea constă într-o serie de note de subsol la scrierile lui Platon. Dincolo de importantele sale contribuții care au ajutat la închegarea filozofiei, științei și matematicii pe continentul european, Platon este de asemenea adesea considerat ca fiind unul dintre importantele personaje fondatoare ale religiei și spiritualității occidentale. Friedrich Nietzsche, alături de alți gânditori, au caracterizat creștinismul ca fiind platonism pentru mase. Influența lui Platon asupra gândirii creștine este adesea văzută ca fiind mediată de către Sfântul Augustin de Hipona, acesta din urmă fiind unul dintre cei mai importanți teologi și filozofi din istoria creștinătății. Platon a inovat dialogul scris și formele dialectice în filozofie, care originează odată cu el. În special, prin dialogurile Republica și Legile, Platon pune bazele și filozofiei politice occidentale, producând unele dintre cele mai timpurii tratate politice scrise din perspectivă filozofică. La rândul său, Platon a fost profund influențat de predecesori precum Socrate, Parmenide, Heraclit și Pitagora. Cu toate că puține dintre textele acestora s-au păstrat și majoritatea cunoștințelor care mai există de la aceștia provin din dialogurile cu Platon. Filozoful s-a născut într-o familie aristocratică cu strămoși iluștri între aproximativ 427-347 înainte de Hristos, la Atena sau pe insula Egina, având ca tată pe Ariston, descendent al regelui Codros, și ca mamă pe Perictione, care provenea dintr-o familie înrudită cu Solon. Numele de naștere al său era Aristocles. Platon a fost o poreclă primită datorită pieptului său lat. Copilăria îi este marcată de războiul Peloponesiac și de luptele civile între democrați și aristocrați. La 20 de ani îl cunoaște pe Socrate, rămânând alături de el vreme de 8 ani, până la moartea acestuia. Înclinațiile poetice, talentul în domeniul teatrului, le-a înăbușit și s-a dedicat total filozofiei. La moartea lui Socrate, în 399 înainte de Hristos, nu a putut fi de față, fiind bolnav. Condamnarea nedreaptă a maestrului l-a îndemnat să-l reabiliteze, scriind Apologia lui Socrate, dialogurile de tinerețe purtând marca puternică a filozofiei socratice. Platon a fost mereu un spirit întreprinzător și activ, veșnic în căutare de noi cunoștințe, însetat de realizarea unor noi opere sau de ascultarea unor maestri. De aceea a întreprins nenumărate călătorii, printre zonele vizitate numărându-se Egiptul, sudul Italiei sau Siracuza. Refugiat o vreme la Megara, îl cunoaște pe filozoful Euclid din Megara, un alt discipol al lui Socrate. Realizează mai multe călătorii. În Egipt se familiarizează cu matematica. În coloniile din Italia de Sud face cunoștință cu pitagoreicii. În Sicilia, la Siracuza, este invitat de tiranul Dionisios cel Bătrân. O tradiție spune că Dionisios cel Bătrân l-a vândut pe Platon ca sclav în Egina, deoarece îi considera supărătoare prezența.
dar prietenii l-au cumpărat și eliberat din sclavie. Acest fapt ar putea explica hotărârea lui Platon de a se retrage din politică și de a deschide o școală filozofică la Atena, lângă gimnaziul închinat eroului mitologic Academos, de unde și numele Academia. Organizarea școlii era asemănătoare societăților pitagoreice, cu o ierarhie bine structurată. Școala va funcționa aproape 1000 de ani. Unul dintre obiectivele ei cele mai importante fiind acela de a contribui la pregătirea politică a oamenilor politici. Academia lui Platon este închisă în 529 după Hristos, la ordinul împăratului Justinian. După ce a împlinit 60 de ani, Platon a mai efectuat două călătorii la Siracuza în speranța de a-l influența pe Dionisios cel Tânăr pentru proiectele sale de reformă politică și filozofică. Din păcate, proiectul eșuează definitiv. S-a stins din viață, după cum spune Cicero, cu condeiul în mână. Platon ne-a lăsat numeroase sfaturi privitoare la eficacitatea conducerii și modurile în care aceasta trebuie exercitată. În esență, acestea se reduc la trei principii fundamentale pe care orice lider trebuie să le respecte. Primul dintre acestea se referă la cunoașterea binelui. Fiecare conducător este dator ca printr-o disciplină intelectuală și morală să ajungă la deosebirea binelui de rău și să urmeze calea cea bună. Cel de-al doilea principiu se referă la necesitatea unei educații prelungite a viitorului lider. În opinia lui Platon, fiecare om care aspiră să devină liderul celorlalți este dator să aibă o cultură și o pregătire cu mult superioară maselor. Cel de-al treilea principiu cuprinde existența timpului liber. Cine nu își poate permite luxul de a gândi și nu are suficiente resurse materiale pentru a o face, nu va reuși să se desăvârșească suficient. Privind aceste trei principii din perspectiva lumii moderne, vedem că sunt foarte aplicate în viața curentă. Din punct de vedere creștin, principiile lui Platon nu pot fi considerate universale. În creștinism vorbim în primul rând de vocația sfințeniei, iar aceasta nu este dependentă de cultură sau resurse materiale, ci de curățire. De asemenea, nu poți ajunge la deosebirea binelui de rău dacă nu ai ajutorul lui Dumnezeu. Sunt foarte incitante parabolele pe care Platon le aduce în discuție în scrierile sale. Astfel, în dialogul Phaedros, Platon menționează legenda de origine egipteană a apariției literelor. Aici se spune că zeul Teut a creat literele și l-a vestit pe faraonul Tamus de descoperirea sa. Faraonul nu a fost deloc entuziasmat de noua știință, ci i-a împărtășit temerile sale zeului. Platon ne atrage atenția prin această parabolă că nu este înțelept cel care citește mult, ci cel care înțelege multe. Este imposibil să devii o persoană dezvoltată intelectual dacă eviți să gândești. Oricât de mult am citi, fără gândire și fără o practică susținută a principiilor adoptate, nu putem să creștem spiritual. Așa cum era normal, în acea vreme, cine dorea să fie filozof, trebuia să studieze o serie de științe conexe: matematica, astronomia, muzica sau retorica. Retorica era foarte prețuită și atrăgea foarte mulți oameni dornici să o învețe. Din păcate, majoritatea înțelegeau prin retorică o știință a cuvântului prin care poți ajunge să controlezi oamenii și să îi înșeli. Platon o pune însă în legătură cu medicina. În amândouă aceste arte se cere analizată o natură. În prima, natura trupului. În cealaltă, natura sufletului, spunea Platon. Căci dacă vrem să-i dăm trupului sănătate și putere cu ajutorul leacurilor și al hranei, nu ne putem restrânge la rutină și experiență, ci trebuie să recurgem și la arta medicinei. Și la fel, dacă vrem să-i trecem sufletului convingerea pe care o dorim și virtutea,
trebuie să o facem cu ajutorul unor vorbiri și practici care să urmeze anumite reguli, scria Platon în Phaedros. Scopul principal al retoricii nu era manipularea oamenilor, ci încercarea de a le vindeca sufletele. De aceea, exercițiul retoricii era necesar, iar știința discursului nu putea fi mărginită doar la rutină și experiență, ci trebuia să se supună unor reguli amănunțite. Toate aceste reguli îndeplineau un țel comun: cunoașterea în detaliu a sufletului, deoarece puterea discursului stă în faptul de a fi o călăuză a sufletului. Cel care își dorește să ajungă orator trebuie negreșit să știe câte sunt formele pe care le poate îmbrăca sufletul, spunea Platon în Phaedros. Până în prezent, rămâne un singur lucru care îi deosebește esențial pe oratorii buni de manipulatori: dragostea de oameni, dar numai Dumnezeu îți poate da discernământul de a percepe aceasta. Platon este cel dintâi filozof de la care au rămas scrieri complete: 35 de dialoguri și 13 scrisori, dintre care doar una, a șaptea, pare a fi autentică. El a creat specia literară a dialogului, în care problemele filozofice sunt abordate prin discuția dintre mai mulți interlocutori, Socrate fiind cel mai adesea personajul principal. Aceste dialoguri sunt unite prin prezența lui Socrate și reprezintă cea mai veridică sursă despre personalitatea și filozofia sa. De aceea sunt supranumite dialoguri socratice. Majoritatea îl prezintă pe Socrate discutând un subiect de natură etică, precum prietenia sau pietatea, cu un prieten sau cu cineva pe care îl credea expert în domeniu. Cu ajutorul unui șir de întrebări, interlocutorii săi înțeleg că cunoștințele lor sunt superficiale și nu sunt adevărate. În unele din dialogurile din tinerețe, Socrate este prezentat de Platon ca oferind răspunsuri clare la întrebările interlocutorilor, punând baza unei doctrine filozofice. În discuțiile ținute de Socrate intervine și Platon, care începe să promoveze ideile proprii, cum ar fi că bunătatea este înțelepciune și că nimeni nu face răul cu bunăvoință. Aceste idei probabil aparțineau lui Socrate, dar sunt preluate de Platon și ulterior elaborate. Specifice acestui grup de dialoguri sunt ideile platonice despre imortalitatea sufletului, justiție și cunoștințe. Pentru prima dată, Platon exprimă ideea că cunoștințele vin din înțelegerea formelor sau esențelor neschimbătoare ale lucrurilor, astfel elaborând binecunoscuta teorie a formelor. Platonismul este un termen folosit de savanți pentru a se referi la consecințele intelectuale ale negării realității lumii materiale. În unele dialoguri, cel mai remarcabil, în Republica, Socrate inversează intuiția oamenilor despre ce se poate cunoaște și ce este realitate. În timp ce toți oamenii acceptă realitatea obiectelor, care sunt perceptibile simțurilor lor, Socrate are o atitudine disprețuitoare față de oameni, care cred că pentru a deveni reale, lucrurile trebuie să fie palpabile. În Theaetetus, el îi numește fericiți fără muze. Cu alte cuvinte, acești oameni trăiesc fără inspirația divină care îi dă lui și altor oameni ca el accesul la înțelesuri superioare despre realitate. Ideea lui Socrate că realitatea nu este disponibilă celor ce folosesc simțurile a creat divergențe cu locuitorii Atenei și cu simțul comun. Socrate credea că cel care vede cu ochii este orb și această idee este cel mai des amintită în legătură cu alegoria peșterii. Sufletul se aseamănă cu ideile pentru că este simplu, nemuritor, cunoaște lumea inteligibilă printr-un proces de conversiune, a cărui forță o constituie erosul. Cunoașterea ideilor este doar o reamintire a sufletului încarcerat în corpul fizic. Menirea sufletului este să pregătească omul pentru moarte. Condiția eliberării definitive a sufletului este o viață virtuoasă.
Filozofia este pregătirea sufletului pentru recunoașterea imortalității sale. Teoria ideilor a fost sever criticată de către Aristotel, dar și de către Platon, în dialogul Parmenide. Teoria formelor se referă la încrederea lui Platon, precum că lumea materială care ne înconjoară nu este una reală, ci numai o umbră a lumii reale. Platon vorbea despre forme când încerca să explice noțiunea de universali. Formele, după Platon, sunt prototipuri sau reprezentări abstracte a unor tipuri sau proprietăți a lucrurilor pe care le vedem în jurul nostru. Este statul în care domnește dreptatea, o virtute conform căreia fiecare tip uman se ocupă de ceea ce este orânduit prin funcția sufletească dominantă. Cei capabili de practicarea virtuții rațiunii elaborează legi, cei capabili de practicarea virtuții părții pasionale se ocupă cu apărarea, iar cei înzestrați cu posibilitatea practicării virtuții corespunzătoare părții apetente a sufletului sunt responsabili de asigurarea resurselor. Există astfel o ierarhie a unor clase sociale determinate natural: înțelepții, militarii, respectiv agricultorii și meșteșugarii. Platon mai spunea că scopul statului este realizarea binelui tuturor. Clasele sociale, orânduite ierarhic, corespund celor trei părți ale sufletului. Clasa meșteșugarilor corespunde părții apetente, clasa războinicilor corespunde părții pasionale, iar clasa conducătorilor corespunde părții raționale. Platon mai spunea că femeile au aceleași drepturi și obligații ca și bărbații. Armonia statului se realizează numai când conducătorii sunt filozofi, demiurgii îi hrănesc pe apărători și conducători, iar apărătorii se ocupă numai de siguranța statului, mai spunea Platon. Formele degenerate ale statului, potrivit lui Platon, erau timocrația, adică conducerea de către soldați, oligarhia, respectiv conducerea exercitată de cei bogați, democrația, care însemna conducerea poporului, pe care o considera periculoasă pentru că încuraja ignoranța, înțeleasă de cei ignoranți drept gândire liberă, promovarea scopurilor personale și egalitatea, și despotismul, care era cea mai rea formă de corupere a puterii. Un individ acaparează puterea și conduce de dragul propriei măriri. Cetatea sau statul ideal conceput în dialogul Republica nu este un proiect politic, ci o analogie utilizată de Platon pentru a putea răspunde la întrebarea ce indică tema dialogului, ce este dreptatea. Nici statul ideal, nici sufletul perfect armonizat în acord cu dreptatea nu există în lumea sensibilă. În domeniul sensibil al lucrurilor corporale, există numai formele corupte ale ideilor sau paradigmelor, fie că este vorba de ideea de cetate, fie de altele, mai spunea Platon. Alături de elevul său Aristotel, Platon reprezintă culmea gândirii filozofice antice, iar scrierile sale au fost studiate intens de mulți sfinți părinți, iar unele idei au fost preluate și remodelate corespunzător învățăturii creștine.